Dragi prieteni, bine v-am găsit. Ca de obicei, sunt bucuros că ne aflăm din nou împreună la o nouă porție de bucătării de... Am amestecat primoale prin cratițe, depus una, depus alta și să vedem ce iese la sfârșit. Repet, eu arăt ce știu eu, vă arăt ce aș putea să fac scornind fel de fel de rețete, fiindcă și ce vedeți aici pe masă este tot așa un gând al meu de acum. De fapt, vreau să mă folosesc de foarte multe legume, de legumele de primăvară. Vară, că deja suntem în vară. Da, vedeți, suntem așa să-mi dau. Sunt bine? Nu mi s-a stricat machiajul? Nu, așa, bine. Deci, încă o dată vă spun că eu gătesc, nu dau lecții, nu învăț pe nimeni nimic, fiecare face ce vrea. Dacă vrea, face ce fac eu, dacă nu, se inspiră, dacă nu, nu se inspiră, în fine, fiecare face ce vrea. Dar nu o să pot să plec mai departe fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi de această dată cu multe legume, cu multe, multe, o să vedeți dumneavoastră. Dovlecei, roșii, morcovi, vinete, mazăre, ce mai avem, roșii, în fine, multe, multe, fasole verde, mazăre verde. Ce o să facem? O să facem niște legume, toate aceste legume care sunt deosebit de faine și de gustoase, fiindcă sunt din grădină toate, majoritatea, aproape, Mihai, tot ce avem pe masă, mai puțin roșiile, sunt de la noi, da? Da, tot. Roșiile sunt de la Mona Lisa. De data asta. Și pieptul de pui, fiindcă folosim piept de pui. Deci, nu o să merg mai departe, fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi, de atâta timp, de atâția ani și de atâta vreme, cu fel de fel de preparate bune, gustoase. Nu uitați că în magazinele Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră, începând cu raionul de produse cosmetice, de chimicale, detergenți, mergem mai departe la dulciuri, la băuturi, la răcoritoare, carne, preparate din carne, carne măcinată, carne pe care o măcinați dumneavoastră, acolo vi se macină în fața dumneavoastră. Și să nu uităm de raionul de mezeluri, unde găsiți fel de fel de mezeluri, găsiți lactate, găsiți conserve, tot ce vreți la Mona Lisa. Minimarketurile Mona Lisa sunt minimarketuri de cartier, unde dumneavoastră dictați ce vreți să cumpărați. Nu vede nimeni și nu vă bagă nimeni nimic pe gât. Dacă vreți să o mirosiți carnea, dacă vreți să vă uitați mai atent, niciun fel de problemă vi se arată. Doar să nu puneți mâna. Așa și cum spuneam. Mergem mai departe cu un preparat, amestecătură, adunare generală, armată. De ce? Fiindcă vom folosi foarte multe legume, așa cum spuneam. Voi folosi dovlecel, voi folosi vânete, nici vinetele nu sunt ale mele, nu de la Mona Lisa, așa. Voi folosi ardei. Ardei de la noi, da? Da. Așa, voi folosi fasole verde, roșii, dar hai să le arătăm mai bine decât să-mi bat eu gura aici. Așa cum spuneam, aici am dovlecel. Vânătă, morcovi, ardei de vreo 3 culori, roșii, fasole verde, frunze de pătrunjel, ceapă, cartofi, piept de pui și niște mazăre. Sau niște mazăre și piept de pui, să las carnea pe ultimul loc, așa? Și așa cum se începe de fiecare dată, bineînțeles că o să începem cu dinstuitul cepei. Ea se pune prima, după care vom adăuga carnea și mai departe mergem cu legumele cele mai tari înspre cele mai moi. Respectiv morcovul, vânăta, dovlecelul, astea mai la sfârșit. O să punem ardeiul. Da, hai să trecem prima dată la treabă. Deci foarte mari bucățile, da? Punem ulei, un pic mai mult, fiindcă aici lucrăm numai cu lucruri slabe. Aici am cozile de la ceapă. Aici la partea verde o să le tăiem un pic mai mici, fiindcă ele nu mai sunt chiar atât. Praf de sare, după cum arată partea o lingură. Și lăsăm să se pătrundă. Și facem cubulețe. Păi, nu merge, pentru că te-ai putut de zarzavat. Să luăm puțitul de carne. Alte calimere.
Arată fain, da? Ceapa devine sticloasă și când începe să se desfacă așa, mai lăsăm vreo 3-4 minute și adăugăm carnea. Vezi ce fain arată? Mie îmi place așa la stadiul ăsta. Dacă ar fi de pe mine, punem carnea. Fasole verde de rusca. La fel, capacul și lăsăm la foc. Am luat morcovii, dacă ați observat, nu i-am curățat de coajă. Nu, fiindcă dacă mai dau și asta jos de pe ei, nu mă mai aleg cu nimica. Mihai, și acum mergem la răgaz. Să vedem ce avem acolo. Dacă ați observat, n-am pus gram de apă. Și nici nu se pune. Morcovul. Super. Adăuga ardeiul, mai pus un pic de sare, chiar că am pus un pic. Amestecăm să se combine încet, fără să spargem legumele prea tare. Celul îl iau și o să-l tai cubulețe, tot așa, mai mare un pic. Un pic de sare peste dovlecel și le amestecăm bine. Să vedem ardeiul. Super fresh ardeiul. Este momentul să pun din cartofi. Nu-i pun toți, că nu vreau mâncare de cartofi. Doar așa. Cum spuneam, să nu spargem legumele.
cealaltă fac la fel. Și o pun și pe ea repede peste dovlecel. Dovlecelul are deja. Și între timp mergem și la aragaz. Aici avem punem și mazărea. Acum am ajuns la ultima fază, roșiile, pe care le-am spălat, bineînțeles, dinainte. Adică observați, feriile sunt mai groase, da? Aici am pătrunjel. După care mă apuc și toc mărunt. Așa, dăm deoparte roșiile. Punem un pic de sare peste ele. Peste, voi pune pătrunjelul. Și am ajuns la partea de final, când o să luăm roșiile cu pătrunjel și cu un pic de sare. Și din acest moment mai lăsăm 5 minute fără să mai mestecăm, fără nimica, și mâncarea noastră este gata. În acest moment, mâncarea noastră este gata. Oprim focul, o lăsăm un pic să se stâmpere și servim o porție.
arate frumos. Și aici avem bere naturală. Și cam poftă bună. E, asta a fost pentru astăzi, a fost o rețetă rapidă, gustoasă și foarte, foarte, un miros în bucătăria mea deosebit. Mai ales că m-am spălat vasele de 3 zile. Un miros foarte fain de la legume. Un miros super fain. Bă, dați-mi alte legume câte au fost acolo și carnea ușoară de pui. Și am prezentat o mâncare de legume. Unii ar spune ghiveci. Hai să zicem și ghiveci, cum vreți dumneavoastră. Eu spun o mâncare de legume cu piept de pui. Totul este foarte light, foarte ușor. N-am folosit gram de piper, n-am folosit gram de, eu știu, vegetaj, măcar de casă. N-am folosit deloc, decât sare, atât. În rest am lăsat toate legumele să-și lase gustul lor acolo. Ați văzut ce am făcut? Toate legumele pe care le-am avut le-am pus înăuntru. Și s-a terminat pentru astăzi rețeta. Mai ales că am avut și... Uitați ce fain e? Hai să trăiți, la mulți ani. E super fain, bere de casă, preparată de mine, pe cuvânt. Nu vă spun ingredientele, fiindcă sunt secrete, asta nu vi le mai spun, sunt doar ale mele. Și cum spuneam, rețeta de astăzi a fost foarte simplă, foarte gustoasă, deosebit de faină, cam într-o oră și jumătate, fiindcă a fost ceva de lucru cu legumele și este gata. Mihai crapă de foame în spatele camerei, de-abia așteaptă să mănânce, o să-l filmăm. Avem și asistenta în partea acolo care stă, a venit, bineînțeles, la totul gata. Și eu nu pot să spun decât că vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și nu o să pot să închei fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi cu produse bune, gustoase, cu carne de pui de această dată, dar am mai avut și altele de la ei, am avut vinete, am avut ardei, am avut... ce am mai avut de la ei? Morcovi. Morcovi de la ei, da? Și cam astea au fost, restul au fost din grădină proprie. Și de la Rusca, era să uit fasolea verde. Și cartofi. Și sarea de la magazin, de la Mona Lisa. Și uleiul, dar și gazul de la oia care ne dau gaz. Gata, hai, că bate în câmpii. Ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat, nu uitați să rămâneți alături de noi, fiindcă aveți ce vedea. Totdeauna eu prezint cam ce pun eu pe masă, cam ce aș găti sau ce vreau să gătesc, ce vreau să mai gust, ce vreau să mai degust. Și nimeni nu vă oprește să faceți această experiență și dumneavoastră acasă. Adică să încercați să combinați și să vedeți cum o să iese. V-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare. Hai, rămâneți sănătoși. Ciao, ciao. Tu ce faci acolo? Ai venit? Ai venit la totul gata? Miroase bine? Ha? Ce zici? Miroase bine. Ei, na, te-ai întins aici. Bun, hai să vedem și pe Mihai cum reacționează. Să-mi spuneți cum... E bună? Încă n-am gustat carde. Am văzut că sufli de zor acolo. E foarte bună, dar încă arde. Păi acum n-a, dacă e luată de pe foc. Vreau să ajung la carne. Cea mai bună legumă, ha? Da. Hai, salută de spectatori și ne vedem săptămâna viitoare. Ciao, ciao.